este sau nu sfecla cea mai bună legumă rădăcinoasă? Răspunsul este da, deoarece crudă sau gătită, sfecla roșie este plină de vitamine și substanțe nutritive esențiale pentru sănătate. În primul rând, din cauza vitaminelor și mineralelor, sfecla roșie este cea mai bună pentru nivelul scăzut în hemoglobina din sânge. Sfecla este un depozit bogat de vitamine care, spre deosebire de restul legumelor, nu se distruge și nu se dezactivează în procesul de prelucrare termică. Folosirea ei în alimentație are și calități medicale pe lângă cele culinare, în special de prevenirea bolilor de sânge, încurățarea sângelui și creșterea imunității, deoarece întrece toate legumele prin conținutul de fier. Sfecla este cea mai bună legumă când vine vorba despre sănătatea omului. Despre asta ce părere aveți? Consumați sfeclă? Da. Des? Cred că fac și ciorbă, ca am băiatul care îi place foarte mult, și foarte mult salată. Salată, că alte salate nu prea mănânc, că nu-mi suportă stomacul, dar sfecla nu suportă. Consumați sfecla? Consum, dar de unde să iau? Am luat la borcan. Are și aia tratată, și aia chimic. Consumul de sfeclă ajută la revitalizarea organismului după intervenții chirurgicale, chimioterapie și în timpul tratamentelor de lungă durată. Să fiu sincer, eu asta știu de mult, din bătrânețe, dar nu să nu prea consum. Dar așa este, așa este. Și sfecla, și prajul. Chiar din bătrâni, sfecla este cea mai cunoscută, dar și cea mai sănătoasă legumă rădăcinoasă pe care mulți dintre noi ar trebui să o consumăm cât mai des.